să vă povestesc toată filmea, dar unia. Nu sunt scârbă, dar fata trebuie reeducată. Odată ce e educată într-un fel, trebuie reeducată. Păi am învățat toate chestiile și pe Adrian. Hai să-ți povestesc, fată, că eu am și memoria auditivă și fotografică, cum vreau. Și mă simt și rău. Mă simt rău. Și vreau ca să te fac, să te manipulez. Cu orice influență, un fel de manipulare. Cum să recunoaștem? Ca să-mi faci revelioanele superbe, că eu numai pe tine mă opazez. Și atunci, lași că zile la pizda mea. Nici la pizda mea degeaba. Hai să-ți povestesc cu un revelion. Revelionul 2009. Eu m-am chinuit toată luna decembrie cu Mihaela. Muream de foame. Tu crezi că e repă undeva pe la și eu am fost nevoit cu toate că trebuia să stau cu Mihaela să facă. Că eram indicin. Dar tu erai femeie căsătorită? Așa. Și m-am prostituat. Toate că sunt foarte orgolos. Pentru Mihaela, cu toate că se simțea foarte, ea de foame, ea slăbit. De foame, fată! De foame! Ar trebui să zic, bă, hai la sormea la revelioane, că știam că sormea e gospodină, bă, trecuie, că acum s-a apucat pentru mine să gătească. Lasă-te de meseria asta, nu te pricep, nici mama nu se mai pricep. Nu-l mai lăsa nici pe tata să gătească. Sună la o firmă de caterincă, de catering, și comandă mâncare, cum faci tu, da? Bă, mi s-a făcut scârbă. Sper că Adriana să mă facă o surpriză. Dacă îmi dă un pahar de apă, să mă pun, da? O să cer robă, bă, și un pahar de apă. Dar nu dai clocită, că nu ești clocitoare. Ai trecut de nivelul de coșcă. Acum ești mamă de fata mai mare, da? Și vin eu cu Mihaela, aia era de fază fără lucru. Aia iubea foarte mult copii, era țărancă și iubea copii. Stătea și juca cu copiii tăi, era de fază fără lucru. Și încerca să-i mângă, nu știu cum era. Că aș vrea copii, da, era de fază fără lucru, pierdută speranța. Da, da. Și ea nu putea mânca. Bă, era o masă plină. Mare, avea sormă o masă, da, mare. Bă, nici la nuntă. Era mai tare ca Iisus Hristos. Eu dacă luam mâncarea, știți ce am făcut cu mâncarea aia? În loc să ne dea nouă la pachet, să mâncăm și noi cu la mea în zilele următoare. Cred că a aruncat-o. Că nici ei n-am putut să mănânce. Băga nici ca porcii, dar nu putea să mănânce. Eu când am văzut mâncarea, am preferat să mor de foame. Am ciugulit și eu ceva, mamă ce mâncare. Dar n-am mâncat. I-am dat lui Mihaela o prăjiturică, nu știu ceva. Eu îi dădeam de mâncare. Că tu trebuia să ai grijă de aia, că erai gazdă, fă. Nu eram invitații tăi, tu trebuia să ne servești pe noi la bot. Codul bunelor maniere. Trebuia să ne inviți la masă, la locuri de onoare, că eram rudele tale. Și viitoarea ta rudă era Mihaela. Dar ești cam inteligentă. Ești intelectuală, fă! Hai, fă acum, fă-n surprize de revelion. Ce o să faci? Dă-mă afară de-n casă și-l petrec cu boschetarii, mă. Atât ar mai mici. Cu boschetarii, ce vrei? Mor pula mea. Mișto? Și ieși casa asta, dă-te drept. Și pula mea să faci cu pizda ta. Mai aștept și tu 2-3 ani, se scumpește casiliar la 100.000 de euro și ți-ai băgat în pizda 100.000 de euro. Eu n-am mâncat bă la revenit. Te-am sfidat, dar tu nu ți-ai dat seama, erai de fazată. Copiii se juca cu jucării. Mamă, totul era frumos. Un brad ăla marilii. Dar copiii mâncaseră deja bomboanele. Noi n-am mâncat bomboanele. Televizoarele de-alea marilii! Păi, wow!
Și fata era panicată. Nu stați copii aproape de televizorile. Fac, bă, e tăta modern. Nu e ca înainte vreme să reia flash. Stai liniștită, panicată, dracu. Adică am vorbit frumos cu ea. Că îi respectam casa. Și ce ziceam de Adriana? Am început să o apreciez cumva. Ea a recunoscut de fratisul că a muncit pentru casa ei. Păi, eu am muncit pentru tine să te țin și facultate, că banii se puneau la comun la noi în familie. Și tu străgeai xeroxuri de alea, că tu vrei să te măriți, nu mai puteai. Păi te crești eu dacă nu te-ai făcut până la 30 de ani. Colcaia, obsesia ține, dar nu mai puteai. Dar aveai direct de comportament. De-aia zic să te împaci cu Sebi dacă te aia. Zilul ăla, bă, vine-o de revelioanele. Hai, la munte! N-are nimic, eu mor de foame, duceți-vă la munte! Fii atent, fă rezervările de acum! Fă folanta! Că după aia nu mai găsești locul! Fă rezervările! Că dintr-un salariu de-al tău care e micuț, ajunge să-ți faci rezervările, că e jumate pentru copii. Stați și voi acolo, vă cântă lăutarii sau ce muzică vă cânte, vă simteți bine? Ce dracu te dore pe tine în pizdă? Ce dracu te dore pe tine în pizdă? Și după aia eu n-am mâncat. Tu trebuia să mă întrebi, de ce nu mă aștept? Că eu știu că nu prea ți-am de mâncare cam jumătate lună decembrie, nici de Crăciun ai mâncat. Da, eu cerșeam, alergam de colo-colo, vindeam țigări ce mai aveam și noi. Da, că tu un pachet de țigări, mare traficant de droguri. Ca să pot să iau de mâncare lui Mihaela. Tu nu m-ai văzut, bă, nu ești slăbit, nu ești obosit. Frățiorul meu, te visez mereu, stau cu tine gândi. Mâncă-mi-ai pula cu la mulți ani, eu tău scârba, recu. Ce recu ai pus atâta mâncare? Puteți să calculezi și tu dacă ai creier. Copiii mănâncă de-alea, ăsta mănâncă de-alea, eu mănânc de-alea, vine Dan cu Mihaela, că ne-am invitat cu câteva zile înainte la pizdă. Mănâncă și ei de-alea, mă întreba, dacă n-ai pizdă deșteaptă, băi, ce ați prefera să mâncați? Și mie mi-a adus mâncare, am lăsat-o să strice. Era deja veche. Și s-a apucat de gătit fata. Iar s-a făcut vrenică. Vrenică e, vrenică e, vrenică e.